Impact tărivian pe șoseaua din apropierea satului Porumbrei, raionul Cimișlia. Un autobuz de pe linia Ceadăr-Lunga-Moscova a lovit violent un copil de 7 ani, iar în urma rănilor primite acesta a murit. Accidentul a avut loc aseară. Potrivit unui portal de știri din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, băiatul a alergat în fața unității de transport, iar când l-a văzut, șoferul a apăsat frâna, dar nu a reușit să evite impactul. La fața locului a fost chemată imediat o echipă a salvării, iar victima a fost transportată la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, minorul a decedat. În acest caz a fost inițiată o anchetă.